Și acest lucru este contrast mare între alte regiuni. Nu spun că există inegalități de alocare, dar există un accent deosebit pe autonomie și atunci apar și rezultatele. Dar sunt și alte lucruri pe care noi să vă putem răspunde pe parcurs. Vă rog frumos, vă prezentați și formulați întrebarea. Mă numesc Andrei Vargan, director Media TV Cimeștian. Reprezint televiziunile locale, regionale și mă bucur că a fost menționat circa 27% din populație, adică fiecare al treilea cetățean din spațiul rural, se informează din televiziunile locale. Domnul Munteanu a spus că acest sondaj sau această analiză trebuie să stea la baza unor politici de stat și de alt gen. Eu aș zice că e bine, dar atenționăm pe această cale, poate și nu că atenționăm, dar rugăm și finanțatorii externi să atragă atenție la presa locală, în special la televiziunile locale, care, conform strategiei guvernului, peste 6 luni, va dispărea toate 15 televiziuni, ceva mai mult, locale din spațiul audiovizual terestru. Ele vor migra în internet, online. Aceasta se întâmplă în legătură cu trecerea la digitalizare în domeniul audiovizual a televiziunii. Noi semnalăm că cetățenii din regiunile rurale vor rămâne fără această sursă de informare.